Cele cinci legi biologice ne învață să trăim în pace cu noi, cu natura și ne arată cât de perfectă este simbioza om-natură. Aceste legi biologice au fost descoperite de doctorul Hammer și sunt la baza noii medicine germanice. Prima lege mai este numită și regula de fier a cancerului și spune: fiecare boală, în medicină germanică o să denumim boală program special biologic, fiecare boală apare în urma unui șoc, DHS, Dirk Hammer Syndrome. Acest șoc este un șoc conflictual neașteptat, extrem de acut, trăit în izolare și tăcere. Are loc simultan în psihic, creier și pe organul corespondent. Conținutul conflictului determină ce organ va fi afectat și ce zonă a creierului va controla acest program biologic special. Fiecare program biologic special rulează sincron la nivel de psihic, creier și organ. Diferența majoră cu medicina clasică ar fi aceasta, că noua medicină germanică ține cont și de psihic și toate trăirile care au loc la nivelul psihicului. Nu separă ființa umană, ci dimpotrivă o vede ca pe un tot unitar, unde trăirile, gândurile și emoțiile sunt integrate în boală, în ceea ce noi experimentăm și trăim. Noua medicină germanică, vom vorbi despre conflicte biologice. De ce? Pentru că DHS-ul, șocul inițial, apare în același timp la nivel de psihic, creier și organ. Un șoc emoțional apare doar la nivel psihic. DHS-ul este un eveniment trăit în mod dramatic, șocant din punct de vedere emoțional. Este un eveniment care nu a fost anticipat, un eveniment pentru care persoana în cauză nu a fost pregătită. Din punct de vedere biologic, neașteptat înseamnă nepregătit pentru o situație care ar putea fi amenințătoare de viață acelui care a fost luat prin surprindere. Pentru a susține organismul în timpul crizei neprevăzute, este activat instant programul biologic special. Acest program biologic special se află în standby, iar DHS-ul, șocul inițial, îl activează. Ne naștem cu acest program special, face parte din noi, din natura noastră. Rolul este acela de a îmbunătăți funcția organului, astfel încât individul să fie într-o poziție mai bună pentru a gestiona și a rezolva conflictul. A doua lege biologică spune așa, că fiecare program biologic special rulează în două faze. Avem o fază activă și o fază de vindecare sau de reparație, cu condiția să existe o soluție a conflictului. Cea de-a doua lege biologică ne arată că fiecare program special biologic se desfășoară după modelul acesta de două faze. Schimbarea ritmului vegetativ este un criteriu de diagnostic important pentru a stabili dacă o persoană se află în fază conflictuală activă sau în fază de vindecare. Vreau să menționez aici niște termeni pe care o să-i folosim de-a lungul acestui videoclip. Avem termenii de normotonie, termenul de normotonie, simpaticotonie, vagotonie, parasimpaticotonie în unele cărți de specialitate. Aceștia sunt termenii care se referă la sistemul nostru nervos autonom, care controlează funcțiile vegetative, cum ar fi digestie, transpirație, excreție, respirație, bătăile inimii. Cam tot ce ține de funcțiile corpului, de care noi nu suntem conștienți. Iar normotonia reprezintă starea de echilibru a ritmului de zi-noapte, unde simpaticotonia prezentă în timpul zilei alternează cu vagotonia prezentă în timpul nopții. Faza activă. Faza activă se activează în urma unui șoc, DHS. Sistemul nervos autonom rămâne preponderent în faza de simpaticotonie. Avem o simpaticotonie prelungită, simptomele nespecifice. Ar fi o stare prelungită de stres, neliniște nervoasă psihică, bătăi rapide ale inimii, putem să avem o creștere a tensiunii arteriale, digestie lentă, apetit redus, extremități reci. De la faptul că avem extremitățile reci, această fază mai este numită și fază rece. La nivel de psihic avem o gândire compulsivă plus probleme de somn, insomnii. Orele suplimentare de veghe plus concentrarea totală asupra situației servesc la a găsi o soluție asupra conflictului. Psihicul, creierul, organul corespunzător reprezintă cele trei niveluri ale unui organism care lucrează întotdeauna în sincronicitate. Adică, dacă avem o schimbare la nivel de psihic, această schimbare va fi resimțită și la nivel de creier și la nivel de organ. La nivel de creier,
În faza activă apar niște inele concentrice bine delimitate, numite focarul lui Hammer. Aceste inele concentrice apar în zona cerebrală aferentă conflictului specific. La nivel de organ. La unison cu psihicul și sistemul nervos autonom, organul legat de conflict răspunde cu modificări fizice care servesc scopului biologic de a îmbunătăți funcția organului, astfel încât individul să poată să se adapteze rapid pentru a face față conflictului și situației. Conflictoliza este granița dintre faza conflictului activ și faza de vindecare. Conflictoliza reprezintă soluția. Pentru faza de vindecare avem două etape, etapa A și etapa B, și se mai numește și fază post-conflictoliză, deoarece apare după ce soluția conflictoliză a fost găsită și a avut loc. Avem faza post-conflictoliză A și faza post-conflictoliză B. Post-conflictoliza A este delimitată de post-conflictoliza B prin criza epileptoidă. Odată cu găsirea soluției, sistemul nervos autonom trece în vagotonie de durată, cu o stare prelungită de repaus, cu oboseală și un apetit crescut. Alte simptome prezente: bătăile inimii sunt scăzute, tensiunea arterială revine la normal, extremitățile sunt calde, pielea este caldă. Această fază se mai numește și fază caldă. La nivel de psihic este prezentă o stare de ușurare. Prima parte a fazei de vindecare, post-conflictoliză A sau PCLA. Impactul conflictului plus șocul inițial asupra creierului provoacă ușoară deteriorare a neuronilor din releu specific creierului. În timpul post-conflictolizei A se adună apă și lichid seros în zona respectivă, se creează un edem pentru a proteja țesutul cerebral în această etapă de vindecare. La nivel de organ. În perioada de vindecare, organul afectat este reparat, iar funcția revine la normal. Dacă în fază de activă s-a format o tumoră, avem un plus de celule, acum această tumoră este distrusă cu ajutorul microbilor. Aceasta se aplică organelor controlate de trunchiul cerebral și cerebel. Dacă în faza activă a avut loc o ulcerație, adică un minus de țesut, acum acesta este refăcut, are loc un plus de țesut. Aceasta se aplică organelor controlate de măduvă cerebrală și de cortex. Post-conflictoliza A este și o fază umedă, pentru că în zona afectată acum se adună lichid, edem, pentru a proteja și facilita reparația țesuturilor afectate. Alte simptome prezente ar fi febră, inflamație, transpirații nocturne profuze, durere, amețeli. Post-conflictoliza A este separată de post-conflictoliza B printr-o criză epileptoidă. Această criză epileptoidă apare în punctul culminal al fazei de vindecare post-conflictoliza A și are loc simultan pe toate cele trei niveluri. Întregul organism este scos din starea de vagotonie și se face o ușoară trecere pentru o scurtă perioadă de timp în faza activă a conflictului, cu simptomele și semnele aferente fazei active. Scopul biologic al vălului simpatic-otonic este acela de a expulza edemul care s-a dezvoltat atât pe organ cât și în releu cerebral corelat conflictului, în faza de post-conflictoliză A. Expulzarea edemului cerebral este extrem de vitală pentru că ameliorează toată presiunea cerebrală. Criza epileptoidă este urmată de o fază de urinare în care se elimină lichidul și apa acumulată în organism. Acum trecem la a doua parte din faza de vindecare, post-conflictoliza B. Mai este denumită și faza de cicatrizare. La sfârșitul acestei faze, funcția organului revine la normal, iar organismul reintră în ritmul normal de funcționare, acel ritm de care vă ziceam la început, ritmul zi-noapte. La nivel de creier, în această fază, avem o acumulare de celule gliale, care vin să termine procesul de reparație al celulelor neuronale care au fost ușor deteriorate. Iar la nivel de organ are loc o cicatrizare predominant prin producere de colagen, produs de celulele specializate, fibroblaste, situate în țesutul conjunctiv din jurul zonei de vindecare. Cam atât au fost despre a doua lege, acum vom trece la a treia lege biologică. A treia lege biologică vorbește despre embriologie.
Ținând cont de dezvoltarea fătului, ontogeneză, doctorul Hammer a descoperit o corelație între psihic, creier și organe. Toată această relație psihic-creier-organ este în strânsă legătură cu cele trei straturi germinale, embrionare, endoderm, mezoderm și ectoderm, din care se dezvoltă ulterior toate organele corpului. A treia lege biologică arată că localizarea focarului Hammer în creier, precum și proliferarea sau pierderea celulelor în urma unui DHS, nu sunt accidentale, ci fac parte dintr-un sistem biologic semnificativ atribuit fiecărui organism viu. Toate aceste programe biologice speciale ale naturii sunt codificate în fiecare celulă umană și astfel sunt înscrise în ADN, locul în care sunt stocate toate informațiile genetice. Și avem organele care provin din endoderm și care sunt controlate de trunchiul cerebral. După, avem organele care provin din mezoderm și care sunt controlate de cerebel în cazul mezodermului vechi sau de măduva cerebrală în cazul mezodermului nou. Organele care provin din ectoderm sunt controlate de cortexul cerebral. Nu am să intru în detalii pentru că este foarte mult de discutat și această lege este foarte tehnică. Însă vreau să subliniez faptul că Dr. Hammer a găsit o legătură între creier și organ, iar acest lucru arată cum toate cele trei niveluri, psihic, creier și organ, răspund sincron la un DHS. A patra lege biologică vorbește despre rolul vital al microorganismelor în supraviețuirea noastră, în special al microbilor. Noi trăim într-o simbioză perfectă cu microbii și natura din jurul nostru. Microbii sunt indispensabili în menținerea țesuturilor corpului. Această lege ne arată cum așa numitele boli infecțioase apar exclusiv în a doua fază a unui program biologic special, în care organismul folosește microbii pentru a optimiza vindecarea. În timpul activităților, microbii au nevoie de un mediu cald, de aici dezvoltarea unei inflamații și a febrei. Pe baza modelului în două faze a fiecărui program biologic special, infecțiile nu pot fi transmise unei alte persoane, deoarece simptomele, inflamație, febră, sunt deja simptome de vindecare. În această lege avem o clasificare a microbilor în relație cu cele trei făițe embrionare și ariile creierului de unde activitatea microbiană este controlată. Avem endodermul. În faza de vindecare, pe toate țesuturile provenite din endoderm, observăm prezența micobacteriilor, tuberculoză sau a ciupercilor. Avem mezodermul. Pe țesuturile provenite din mezoderm, în faza de vindecare, observăm prezența bacteriilor, iar pe țesuturile provenite din ectoderm, se observă prezența virusurilor, dacă acestea există. A cincea lege biologică mai este denumită și chintesența. Această lege spune că fiecare așa numită boală face parte dintr-un program biologic special, semnificativ al naturii, creat pentru a ajuta un organism, oameni și animale, să facă față unui șoc conflictual neașteptat.